Doamne ajută! Ai de mine, dar ce mândru neașteptați îmbrăcat! Ce faceți, nea Dumitru? Eu sunt de pe coclauri. Ce faceți? De câtă vreme mă așteptați, nea Dumitru? De multă vreme, așa-i? De mult. De mult. Uite că o dat Dumnezeu să ne și întâlnim. Dar de ce vă cântați? De ce plângeți? Aveți emoții. Emoții? Vedeți, dumneavoastră, că și noi tot oameni suntem, nea Dumitru. Vai, ne-ați așteptat azi într-un costum atât de frumos. După vorbii, haideți că ne revenim înșel. Eu că și nevastă. N-aveți femeie? Uite acum, iați. O, Doamne, Doamne. E mă bun, bun, gospodină. A fost o femeie gospodină. Și locuiți numai singur? Singur. Da, da, da. Am îmbărat pe la pești, dus. Haideți că venim, a venit primăvara aici la dumneavoastră. Deja o înverzit frumos. Vai, dar și căsuță frumos aveți. Așa bătrânească. Făcută din bucăți. Din bucăți e făcută? Da, am în camera aceea. Și pe urmă am făcut sala. Și pe urmă de asta. Am mai târziu am făcut și ardacul ăsta. Da. Nu mai scapa jura, vă dai bani. Da, da, da. Și le-ați făcut cum ați putut. Da. Așa, pe rând. Ce să faci? A fost greu. Când am intrat aici, nu mai era mare tur. Așa, de acolo. De la gardul și ala. Pe aici, tătele, nu mai are tur. Așa, mi-a dat soacă, mi-a dat soiertie. Mi-a dat două, a avut un graj. O șură cu tecul graj. Cum ar fi acolo la mine. Și apoi mi-a dat jumătate din ei și jumătate i-a dat la altă soră a femeiei, care da. Era tot răsată aici, fără o culmă la vale. Și ei i-a dat grajul. Dar mai avea câteva bârni acolo, cum era pe timpul, că după război atunci nu... Am fost în 44. Eu aveam un an sau nu știu cât avea atunci. Da, da, da. A fost mică. Eu aveam 6 ani. Apoi eu am dat bucata aceea de șurii, am stricat-o, am adus cu niște căruți. Plășele două și lemne care fost. Aici am unii cu o șoaba asta, am pus două plăși așa. Da, da, da. Și asta noaptea am pus o pătură și un oial cu pierne și am stat acolo cu plășele cele. O venit, dar mi-a două ploaie și o venit din sus noaptea, așa. Și ne infla plășurile așa, dar era legate de mine cu o sârmă groasă. Și mă împins așa de sârmă de celea, de sârmă aceea, și mă infla vântul în sus și apoi se ia plășurile și ieșea vântul în sus. Extraordinar. Apoi iară să lăsa o câtă vreme ați locuit acolo? Nu, a stat o vară, până toamna. Toamna am făcut chirpici cu ea, acolo, în mașina aceea. Da, da, da. Păi cu chirpici mulți, le-am ținut pe aici la uscat, păi s-au uscat tot, am făcut schivă și apoi m-am dat la zidit. Am făcut întâi camera așa, duneam acolo pe... Păscări? Pe, nu, sugeam așa la, aveam un pătuț de un metru de lat. Da, da, da. A fost făcut tata, mi l-a dat nii, tata a fost în plan și el. I-a dat pătuțul așa la, apoi sugeam, cum era un set cu lut negru. Verde, moale, și aveam geamul cel de la geala acolo în casă. O mânsă a intrat pe acolo, aveam o ușoară, tătea tot aici, sugerul liber, legată. Și a intrat o mânsă și s-a zis la oala cu lapte. O varsat-o la lapte pe noi. O, Doamne! Mi-a spăriat. Că întuneric, n-aveam lumină, nu era lumină pe atunci. Da, da, da. Deci nu a fost lumină atunci. Nu. Lumina e târziu. Da, da, da. Să înțeleg că asta e moșia femeii? Nu, așa nu. Am cumpărat eu cu ea. Ați cumpărat dumneavoastră? O altă. Am înțeles, da, da, da.
Și singur de câtă vreme sunteți? De 2 ani. De 2 ani. Deci de 2 ani. 14 septembrie. Am înțeles. Iată, e realitate. A fost beteagă? Nu. Nu? Paralizie. O, Doamne. O iată, paralizie, dar partea stângă, nu mai putut mânca. Păi, eu, câteva zile așa, e gata, s-a dus. Da, 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 am înțeles. O, Doamne, Dumnezeu să o hodinească. O zi înainte, parcă, nu știu, nu știu cum să zic, te-și copiii ăla de acasă. I-o chema pătăți acasă. Deci, cum se spune, o presimțit că, că se duce, e cam gata. De. Da, a fost o femeie bună. Ion. Cum s-a numit? Viorica. Viorica. Ai intrat la Dimulieși. Hai să te... Și câtă vreme ați trăit cu ea la oaltă? Ei, puțin. Din 60. Din 60? Da. Până am uns 2 ani. Da. Am înțeles. A fost, a fost câțiva. 60 și ceva de ani. 60 de ani, da. Mult. 86. Era un jur. Da. Ei, grai bătrâneața asta. Dacă n-ați și supărat, e și bine. Dacă n-ați și supărat? Da. Dar ce vă năcăjaște, mă? Înțelegere. Înțelegere. Ce le lași? Da. Singur, mă întâlnești pe acolo pe coasă. S-a duia zilele. Sfâriază pământul un băiat și eu. Și n-a ajut. Da. Apoi am luat eu în primăvară ochiile astea. Și mă îmbrângi, mă întâlnești. Era puiet mult, Iza. Așa e până genunchi. Da, da, da. Prin grădină era sărbătăși de grădină. Înainte când trăiam bine, când eram copii, greablam cu copiii, prin grădină tot era greablat. Cum e acum așa, vedeam în fiecare an. Era curățat. Acum, așa, da. Și aducem slujanii acasă, copșoaie, toamna. Pe aici, pe grădină, era plin de gluji, așa, cred că știți ce se spune. Clăi din alea, da, 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 adunături. Slujanii. Păiam, păi, șindă de iznoci, era grămadă și îi legam la vârf. Apoi stătea bine, luam cu eu lucrurile, aduceam acasă, dădeam la vaci, aveam două vaci, aveam ghisei. Deci ați avut gospodărie? Da, cum, aveam câte două scroape. Am prea o coțeță de igoare, graj de igor, tăiat, se luau o găină iese. Și nu mai aveți așa? Nu mai am, nu mai aveți. Viva păsă, mă. Văd că astăzi ne-ați așteptat așa în cămeșa țărănească. De câtă vreme e cămeșa asta pe care... Asta a făcut din nevasta mea. E făcută de femeia dumneitale. Da, în 62. În 61-62. În 61-62. Da. Da, e cămașa care v-ați căsătorit? Da. Serios? Asta a fost de cununie? Nu, nu. După ce m-am căsătorit. După ce v-ați căsătorit. Da, m-am căsătorit în costum. Da, da, da. Și în roche albă. Am fost prima nereasă în satul ăsta care s-a făcut roche albă. Serios? Da. Da, da, da. Ei au stat la Iași, la niște stăpâni, o servitoare. Și dumneavoastră în haină țărănească? Eu în haină, în costum. În costum, da, da, da. Dar văd că e cămașa din asta făcută pe pânză, cu sută, cu mâna. Cu sută, cu mâna, da. Da, da, da. Iau cu sută. E tare, tare frumoasă. Era de la Șinii și cămeajează pe lumea bocovinească. Da, da, da. E acolo din comuna asta din Bunești, prin azi dumneavoastră, așa a fost în, dincolo de graniță. Da, da, în Regat. Un sfat popular, acolo a fost granița românească. Și pichetul la Austro-Ungarie era mai în sat, mai în fund, acolo. Da, da, da. Trebuie să le spunem oamenilor care ne urmăresc, de fapt suntem așa la granița între Bucovina și Moldova, da, nu? Da, da, da. Da, practic de aici începe Moldova. De aici, de aici. De aici. De idealul și ala de acolo. De, adică de la cum? De în sfat, la sfatul popular. De la sfatul popular, da, da, da. Se cumpere de el. Da, da, da. Acolo, acolo a fost pichetul românesc. Am înțeles. Și dincolo a fost mai încolo, mai în centru, a fost pichetul Austro-Ungariei. Am înțeles. Era, treceau
pe graniță, șoseaua era. Da, 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 am înțeles. Văd că la brâu aveți un brâu tare frumos, ăsta e cu țesut în Spalat, e vieși. Da, 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 e vechi, dar e nemaipomenit de frumos. Au fost frumos. E în lună, țesut acolo în război. Tot, dar ea este țesut, tot ea, o țesut mult. Tot femeia l-a țesut. O țesut mult a ea. Serios? Da, o țesut mult. O dat, dar n-au valoare. Oi, oi, oi. Fetele o... Lisenii așa de urnament, cumva să spun, da, da, da. În ziasele. Ca mamă, mintire. Poate în ziasele au rămas acasă, ei au, cum să vă zic, ei au prevăzut înainte. Și să avem haie pregătit de mormântare, tot. Eu avea un pachet aici, așa, în dulap. E zeastri care se pare la procesii, la popă, la dască, la ce trebuia. Deci ce trebuia pregătit, da, pentru mormântare, da, da, da. Un pachet pentru mine. Am rămas acolo în dulap și i-a scris cu hârtiuță fiecare. Aici se dă la popă, aici se dă la oameni și aici se dă la așa. Da, da, da. Și le-am și acolo, sunt pachete. Am înțeles, am înțeles. Fai, mă uitam așa până satul ăsta, așa e un sat de oameni gospodari. Măghila Vale, am văzut că deja s-a apucat lumea să pună în pământ. Nu știu să vă spun exact. Pe unde m-a dus telefonul? Pe stedial. Da, 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 pe la biserică. Și am venit la Bunieri, pe Munșești. Exact, exact. Munșești, da. Pe tia. La biserică, am scobut în Vali, până aici. Aici este centrul, e mai jos. Deci acolo. Centrul satului e mai jos, o țară. Da, da, da. E tot, peste tot în șoseaua. Acolo e cooperativa mea, la de biserică, e cooperativa sătească, care a fost înainte, timpul Japeului. Da, da, da. Aici, mai jos, îi se spunea înainte Peciuța, Țarna Mare și Petia. Era împărțit în trei de la poli acolo, de la două poluri care aici, un putru de India acolo și aici. Da, da, da. Și acolo, între poluri aici, aici trei sate, am unificat, zic, Petia și... Da, da, s-au legat atent între ele. Da, da, da. Nu-i mai spunem noi, că suntem de sat, băi, unde duci? Mă turăm Peciuța la Cutare. Sau în Țarna Mare, la Cutare. Țarna Mare, tot a Petiei, până și ieri în Petia are o placardă. Da, da, deci practic cum au rămas satele vechi așa, pe limba oamenilor din sat. Da, 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 da. Și știe unde se duc, unde duci? Am și-aia Vale. Vale... Acolo, în partea aceea de sat, îi spune Valea Chiorilor, aici Valea Șchiopilor. Deci, Valea asta, așa. Deci Valea, da, 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 astea, Șchiopilor. Da. Dar nici ce, erau oameni? Era care... niște oameni care erau mai... Aveau probleme cu picioarele. Doi, trei picioare sau cealaltă, era altfel. Da, da, da. Și rămas seara. Dar, pe dumneavoastră, cum vă știe lumea în sat? Țapă Mitică. Țapul Mitică. Da. Deci toată lumea vă știe Mitică de la Dumitru, eu, nu? Da. Dacă aveam nevoie când am făcut casa, vineam băieți de la Mălini, aduceau căruțe, material. Și apoi spuneam, la unul boadă ne-a adus bun material pentru casă. Și apoi spuneam, băi, dar unde stai, băi, ele? Băi, întreabă-i cu mine din Petia, întreabă-i, spune, tăți copchii, Țapul Mitică. Da, da, da. Și Țapul Mitică, mă știi, tăți copchii și din sat și oameni. Donise mai mult. Am înțeles. Donise era, Ion Donise era... Și în buletin, numele de familie, e Doiniță? Donise Dumitru. Donise Dumitru, da. Am înțeles. Donise, da, da, da. Dumitru. 85 de ani, am 6. Înțeles. 86, trecut? În 38 născut. În 38, da, da, da. Am, la toamnă, în octombrie, fac... 86 de ani. O căruță bună. Încărcată cu vârf. Încărcată cu vârf, corect, corect. Mai am un cumătru acolo sus, de un vârful dealul. Îi spune Ștefan, cum îi spui tu rușutul? Ștefan Beraru. Ștefan Beraru. Da. Da, da, da. Păi ei l-ai șutul. Am înțeles. Ai 101 ani. Serios? 101 da. Ani? Am un an, eu făcut... Și povestitor, așa? Să... Nu, e vorbăiesc, nu știu cum mă știi, dar e vorbăiesc că
El a făcut un povestea îmi plăcea să stau din copilul și cald gura la oameni bătrâni. Da, da, da. La povestea mă întâlneam la crismă, că am tras și eu cu palul, dar cu măsură. Cu măsură, da, da, da. Nu trăgeam cu... Ei n-au venit, bat, ca să zic, băi, să huiduiesc copiii sau... Totdeauna veneam, aveam janta plină, că luam salariu, de-a fapt că întâi umpleam janta și mă duceam prin magazin. Da, da, da. Cum se vede atunci, o leacă de brâni, de străini, o leacă de caider, o leacă de costiță și... Apoi luam de trece, spuneam în janta și umpleam janta, aveam și acum am janta aceea. De chele. Și apoi cât ajungea așa umpleam. Și apoi trebuia să iau și dulciuri și l-am ajuns ferirea ceva ca să aveau aici. Am înțeles, da, da, da. Așa. Mi-a fost dragă, am mai iubit-o și am zis că păcat. Da. Ei, vedeți dumneavoastră cum e viața asta. Cum e viața asta. De-ați mai putea grăi, nu știu, cu dumnea ei. Ce i-ați mai povesti, amu? I-aș pune la cazuri. I-ați pune la cazurile. Eu sunt convins, Nea Dumitru, că de acolo, de sus, zice, vă vede și vii alături. La nimeni, mă scol la ora 6 dimineața. La ora 6 vă trezesc dimineața. Și s-a dat la gândit o mâncare, a ieșit un royal de jirot, cu terții bobșoi și făinii bobșoi. Eu până la mâine aș fac, că le-a zis aici și bine, mâinată și prământată bine. Și apoi îi pun cu misiile, îi pun în două troși, și mănâncă bine, îi pun cu grupe, îi pun grăunță, au și tăcerea. Le-am dat un văz sobie permanent pe coasta asta pe aici. Scurmânia ta îi făceau cuibarii. Dacă se punea în cuibari, nu o vedeam din așa de adânge pe ea. Da, da, da. Dacă se merge, se filmă pe oră, se ies. Și apoi e... Amunul îi mai dau, îi dau drumul, dar îi păzesc. Da, da, da. Se ducea la vecinul și se iei pe sudoar de mă. Dar câte găinuți aveți? Am 15 coși. 15 găinuțe? Am 30. Sunt cocoși. Da, da, da. Am tăiat, am uitat la... Parcă nu vă lasă sufletul, așa e să nu. Vă lăsați de ele. Da, mă bagi cu ea, așa... Și tot le porți atâta. Aveam 5-6 pui suia în braț la mine. Stăteam pe șoată acolo, apoi ea mâncai, apoi mâncau să trage, ea în braț la mine, mă iubeau. Da, 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 dacă așa v-ați învățat... Hai, Nea Dumitru, să ne așezăm uite acolo la masă, că văd că ne-ați așteptat aici cu masa întinsă și apoi ne-am tot întindem povești. Nea Dumitru, ne-am așezat un picuț așa la o cafea, că nu de alta, dar e dimineață încă, nu? Da, încă nu e amiază bine. Până la amiază mai este. Până la amiază mai este, da. Ne-am așezat aici și ne-ați adus bondița, nu? Cum da, spuneți dumneavoastră? Bondița, bine aici. Vai frumoasă e și asta. O fost frumoasă. O fost frumoasă, așa nu mai este. Nu mai este cum a fost. O îmbătrânit și bondița, așa-i? Le-am făcut la Băișești. De-aia florile cu sucii la capul câmpului. La Băișești a fost făcută? Da. Pe aici la noi nu se făceau. Aia se bocovinească. Da, da, da. Așa se numea și nici se bocovinească. Și a fost făcută în urmă cu câtă vreme? Cam o 30 de ani are. Da, 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 cel puțin. 40 de ani are. 30-40 de ani, da. Da, da, da. Ei, că uite, după ce o luați pe dumneavoastră, parcă altfel vă arată. Hopa, hopa, ore, nu vă ajutăm? A, așa, așa, așa. Și pălăria musa e așa, e aici, în zonă. Pălărie din asta verde. Da, păi eu fost dragă, iubire. Și aveam un prieten care mai cumpăram scurii, că în viața mea am și fost pescari. Serios? Da, apoi ne-a dat două embleme de astea, și în așa, și pescari, vânători. Da, da, da. E bine că iată și pălăria mai ascunde o țâră argintul după cap, așa-i? Da, păi, s-o dus, am avut păr până în frunte, așa, un păr bogat, buclat, așa. Mă luam cu femeia la... Că eram tineri, eu 20 de ani cu ea am vorbit
un an înainte de a face armata. Uh-huh. Nu chiar un an. Mai puțin, o jumătate de an am vorbit cu ea înainte de a face armata. Până în armată am purtat corespondență cu ea. Da, da, da. Apoi am venit acasă, în concediu și m-am zis înapoi, am continuat iară. Uh-huh. Am vorbit amândoi. Ne-am mai hărăsit noi așa unul cu altul. Eu vorbeam, m-am dus cu ea, cu o fată, am dus la, au fost pe aici la servitoare și la cineva, la unul Nicolae Dinche. Apoi am vorbit că era durofană, grăsută și plină. Da, da, da. Și m-am dus cu ea pe la Iași. Am stat o săptămână și 3 zile. Serios? Am stat pe Bahlui, am stat pe Sărărie și pe Grajuri am stat. Ea e din Grajuri la loc. Uh-huh. Tata ei a căsătorit a doua oare. Da, da, da. Și dar unde ați cunoscut-o? Pe Viorica? Da, da, da. Înainte de armată, acasă la ea. Înainte, acasă la ea, da, da, da. La scenile astea, cum se făcea, la Căminul Cultural de atunci. Aha, da, da, da. E cânta pe scenă. Serios? Era da. Cântăreață? Da. Am înțeles, da, da, da. Da, frumos, da. Uh-huh. Când ieșeam cu ea în sat, când mă duceam cu ea, strângeam lumea la cooperativa, la geal de biserică. Uh-huh. Strângeam așa pe albă, luată și mă duceam. Luam o sticlă de vin și apoi atâta e că aveam un aparat de radio bun, de care e casete numai. Da, da, da. Așa e frumos, apoi înregistram pe anunț, eu înregistram. Și puneam și cânta acolo, și mă ziceam pe iarba acolo, apoi strângea și eu atât de oameni lumea. Începea o tăză cânta și cânta și Viorica. Uh-huh. Era câte 20 de oameni pe jurul meu. Da, da, da. Și apoi eu nu mai trebuia să mai cumpăr băuturi. Vine așa la cu o sticlă, ia-o-i mitică, da? Eu nu mai cumpăram, că nu mai mă mai ajungea rândul. Povesteam mai devreme, Nea Dumitru, că ați lucrat și în Dobrogea, a stat la oi. N-am filmat secvența respectivă, dar aș vrea un picuț să amintim și despre asta. Cum ați ajuns dumneavoastră în Dobrogea? Ce v-a mânat acolo la oi, să îngrijiți oi? Nu m-a mânat nimeni, m-a dus omul ăsta care am tras la el din sala mea, era acolo, din copii, adică nu s-a dus, cu școala, uh-huh. Tractorii și a rămas acolo. Da. Și apoi eu am auzit că e pe acolo pe mijlie, aveam scrisoare la el, am tras la el. Uh-huh. M-am întâlnit cu el acolo, am stat a doua zi, m-am dus la Golea, așa îi spunea, localitatea lui era oi, deci era gostatului. Era gostatului, oi, gostat, da, da, da. Mm-hmm. Era gostat acolo. Și aveau 5 cârduri de oi. Da, da, da. Și 1000 de oi. Și am rămas acolo până primăvara. Primăvara am rămas la, în continuare, am vrut să mă duc în port, la unul istorie. N-am putut, n-am avut bani. Când am avut bani, eu am luat primul salariu de acolo, am trimis acasă, la femeie, aveam 2 copii, aveam... Deci v-ați lăsat femeia acasă cu 2 copii și noastră v-ați dus în țară, cum se spune, să lucrați. Cel mai mare e și acolo. Uh-huh. Am zis, el avea un an și copiii aceia era născut atunci, câteva luni. Da, da, da. Aceia e care la Suceava. Dar aici nu a fost posibilitatea ca să faceți niște bănuți, să vă puteți nu crește copiii? Nu era, am venit înapoi din Dobrogea, m-am încadrat la horticulă. La horticulă acolo umblam până aici, prin zăpadă, disfundam ultoane, deci nu-i lua de iepui. Deci făceam gaură pe jurul ultoane. Eu am fost iară, 2 ieni am stat la horticulă aici, angajat. Și apoi acolo am stat... În Dobrogea, un an de zi, am dus-o, primele 3 luni până la Paști, am trăit numai cu pâine și ceai de zahăr ars. Zahăr, de aceea vrem, luam o lingură de zahăr, îmi cumpăram 1 kg de zahăr, puneam o lingură, 2 de zahăr într-o oală și stopea, o ardeam o leacă, stopea, și până puneam apă, împleam cu apă și omul ăla. Aveam 3-4 zile, mâncam pâine și cu șai, ziceam că e șai, zahăr ars. Extraordinar. Așa am trăit 3 luni zile acolo. Când am început, început oaia fata, beam lapte, mergeam într-o cupă, aveam cupii cu cine ia de mazări, cum iau mă, cu cine mazări. Borcanii din alea de aluminiu.
Și mulțeam acolo și beam o șașcă de două de lapte. Cam pe atâta, mulțeam de la oaie. Da, da, da. Întrerupeam nielul de sara, nu îl lăsam să sugă, deam la boxe, așa să nu ia, deam la boxe. Și căsam și eu și să iei, ia pe mâine. Vai ce vremuri grea le-a sprins. Da. Păi, prima, a doi ani, am prins două vie, adică o vară și două ieri, cum s-a spune, așa că am zis iarna, tot iarna, toamna. La concediu, când am venit la, când am dat concediu, am venit la. Și apoi, băi, acolo, pe urmă, am trăit mai bine, vara. Vara mă ziceam odată cu oile azi, le luam de dimineață cu număr, îi număram de la ușă, aveam cu 940, 960, e bine. Nu era chiar număr fix, 1000 de oile. Da, da, da. Apoi mă ziceam și bieream cu un el noaptea, fata multe doi. Da, da, da. Și un el îl luam, dădeam la una la alta așa, până și luam un el mare, tot dădeam la nic, la mare, tot ziceam la oaie la alta. Da, da, da. Și acolo în Dobrogea cam câți ani ați stat la voi? Un an. Numai un an. Un an. Uh-huh. Am venit acasă, nu mai lăsat de față. Da, da, da. Nu te mai lezi și nu mai poți suporta. E greu tare. Da, da, doi da. Copii nici. Corect. Mi-a zis că tata dumneavoastră a fost tâmplar. Dumneavoastră, da. Nu ați luat meseria asta. Da, eu, frate. Eu. Deci mesele astea ați făcut dumneavoastră. Da, am doi ani. Da, da, da. Înainte să îmbolnăvim Viorica. Trăia să fertezi pe aici. Și pridvorul, târnațiul, da. La fel, tot dumneavoastră l-ați făcut. Uh-huh. Am atelier care ne-a rămas în bancă. Și mai aveți atelierul? Da. Uh-huh. Lucrez, așa mă fac cu coare după ori. Am mai făcut o masă de asta la nepoate. Uh-huh. Adică, și asta am făcut-o bine. Adică așa e de acasă, tot așa una. Am făcut pentru ea și asta am făcut totul ei. Da, da, da. Deci, cum se spune, ați luat tâmplăria așa în mână și v-ați ocupat de-a lungul timpului? Din tâmplărie nu prea am lucrat. Nu am lucrat mult tâmplărie. Deci n-ați lucrat multă vreme. Da. Uh-huh. Eu m-am provocat pe mobilă. Pe mobilă. Uh-huh. Am venit acasă după ce am luat concediu și am făcut mobil prin sat la oameni. Am încăiat acolo plin de comenzi, cum făcea, îndăia omul comandă, făi o vitrină așa sau un șifonier așa, apoi eu desenam și scrieam cotele pe caiet acolo și omul ducea, eu rămâneam și lucram 2-3 zile, făceam un șifonier sau și vitrină. Din asta v-ați câștigat bănuțul? Da, dar în ultima timp mi-a zis femeia zi, eu tot lucram, cumpăram, că am mai avut resturi, rezerve, adică când s-a zicat colectivul, s-a zicat treaba așa mai la fabrică, dar nu a ajuns mult, că aveam comenzi în cerință mari. Uh-huh. Și apoi, ultima dată mi-a adus un pachet de pal, da, da, da. 32 de coale, 30 erau buni și două erau mai așa, față, de pus între ele. Pentru export, calitatea întâia. Da, da, da. Și apoi, primirea și mea, o cerut odată vreo doi bani. Vedeți, nu e vreo doi bani, mă duc până în târză, eu și mai trebuie și nici. Tu, dar nu am, dar cum am, la vitina lui Ina. Tu, dar trebuie să iei un lac, trebuie să vie la Ibisana Mare, era unul, nu știu cum îi spunea, lucra la Ice Frim, altă fabrică. Deci trebuie să-i aducă lac, să cumpere un bidon de lac, cumpăram cu bidonul, nu cu chila. Da, 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 cu bidonul, că trebuia multă, da. Trebuie să-i aducă lac și n-am părat, pierlandez de ale, un bidon de pierlandez, trebuie să-i aducă. Trăiam asta, erau laterală sau uși și șonieri, o șlefuia bine, o croiam cât de bilat, o șefuiam cu glas papir, după ce o șefuiam, o pieriam să nu mai fie praf pe ea,
Și apoi trăgeam cu șpaclul, întindeam birlandezul pe el. Da, da, da. Și repede te bine întindem și pe voia de furniri. Și nu se iei mult, vedeam acolo la umbră. Aveam o masă făcută așa, de scânduri. Da, da, da. Lucram pe ea. Știți ce am observat, Nea Dumitru? M-am uitat la mâna asta, la mâna stângă. Văd că e și a doua deajită vislipsă. Acasă. Acasă? Acasă le-am tăiat. La circulă sau la abric? La abric. La abric le-am tăiat. Mă cheam acolo cu un băiat de acolo din drum. Am doi acolo. Păi cheam un șopru și acolo, care eram acolo. Da, 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 un șopronul ăla. Întâi am avut adere eroice. Nu era strâmb, nu puteam lucra, am făcut acolo. Atelierul, da, m-am mutat acolo. Și cum dădea scânduri la abic, le făcea că era mărgini de așa, era, nu era scânduri bune, brute. Când dădea la abic, tigea scândurile la circulare așa, alături ea o geluia. Mă zice, vine surcele și când a lăsat mână, i-am spus la băiatul, la omul și ala, era omul și ala, zic că va să eu trebuie, de ce nu pui tu o bucată de pal pe abic, era în capul abicul și pânza și aici, se vântea pânza, aici era abicul. Da, da, da. De ce nu pui o bucată, și e ferit. Azi că n-ai treabă mata acolo, mata nu te baga de loc acolo. Era lângă pânză, strâns o grămadă de surșele așa, eu și m-am gândit. Băi, pânză și ia surșele, ia și învârte așa înapoi și îi dă între ochi la omul ăla. M-am zis, eu tot zis oamenii ăia, duce-i acolo, nu la acolo. Dar m-am retras că pânză, eu scot mâinii, eu scot de acolo. Când am dat să dau deoparte mâna, am trecut pe deasupra, l-am atins. Mâna de abic, am uitat de abic. Și vă tăi degetele? M-au avut curat. Hai, Doamne. Am prins repede, așa, mâna... Viorica, mai era o femeie. Era o nepoată de mine. Nu nepoată. Femeia lui Făinică. Și eu din eu. Era aici. Eu ziceam așa. Și eu temă, eu tăi degetele. Tata. Eu n-am înțeles. Adică era un cercul, dar nu mă trăie atunci. Da, da. Era numai cheia, era numai așa. Deasupra. Au adus o bucată, zic așa, o bucată de pânză, că acolo de la junior eram eu, aveam bine cu mai și cu tăzi, că mai făceam și o masă, mă punea cu pe în fiecare lună. Mă punea da, cu pe da. O fost și tot discuții, că domnul șef, domnul Zicar, domnul șef, zicea, tovarășa, dar numai doi nici s-a dreptul la premiu, noi nu avem premiu, în fiecare lună nu avem. Și Moșneagu era bătrân, era veteran de război și el avea muncișoare, urânit. Păi ce și voi ce faceți doniți să-și luați voi premiul. Corect, corect. Nu mai zic nici pe mine. Oricum, Nea Dumitru a fost un om tare, tare gospodar și mult a putut lucra mânuțele astea două ale dumneavoastră. Am făcut treaba mult, doamne. Aici au fost 12 denuri aici de la troacă. Că aici la troacă nu putea intra vigile colectivul. A fost venit, avea vigile colectivul și îmi ia câte un cât de vigile, le ajungea la apă aici. Da, 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 aici în Vălișica. Da. Că aici a ieșit valea asta aici. Aici au fost cremiderii. Pe aici făcea lutul de acolo cremide și ea era strană, așa se numea, știi. Unii din ea cremide l-au uscat. Și aducea năsâmp din Moldova. Și au făcut un boiar, care a fost un boiar pieteanu, care a cumpărat de la alt boiari. O cumpărat așa, ei s-o zuie pe dealul ăsta aici sus, când au venit, și cumpărătorul, tot un boiar, dar așa boiarul cel mai mare, și cât vezi cu ochii ăsta, granița dealului. Da, da. Dealul ăsta, cât vezi cu ochii, până pe dealul ăsta, pe dealul ăsta, luat în beiul. Atâta e țarna pe zi. Am înțeles. Și aici se făcea cărămidă. Aici s-au făcut cărămidă și au făcut lângă biserică acolo, au făcut curte boierească. Aveau de zid gros așa, cărămidă, au stat 2 săptămâni de zile o cărămidă aici, am pus-o la troacă în apă acolo și când am dat cu șocanul ea, ieșea scântei.
Extraordinar. Da, m-am rămâne și care ne zicea. Atâta era de tare. Da. Și de era mari, așa era de lungi, așa de lati. Da, da, da. Și așa de groasă. Am înțeles. Nu era, nu se potrivea și un model de amul niciuna. Dar aici căsele, bă, astea bătrânești, din ce erau făcute? Erau făcute din cărămidă? Din lemn. Din lemn. Din lemn. Da, da, da. Aici pe timpul eu fost pădure tot. A fost pădure tot aici? Tot pe acolo a fost dealul vodă, a fost sejar. M-am zis că mă ziceam la sână cu băiații ăia și era tu fii sejar și muri. Da, da, da. Nu a fost stârpit cu echipul, cu aratul. O dispărut, dar atunci erau haturi. Am înțeles. Și pe haturi încă mai exista șoate. Da, da, da. Deci totul era din lemn. Aici, aici a fost un cum se spune, era de aici la boieri care era slugă. Boierul... Avea slugi. Da. Da, da, da. Și era unul care era Maxim Pâcă. Și avea două cornițe, așa, legați sub barba aici, netuite, și avea, care era, cum, vechil sau nu știu cum se numea. Nu trebuie să asul de el, el era cu ei și o mână și pune la treabă, aducea oameni, pune boieri, să lucre. Sclavi. Da, da, sclavi, da, 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 să le lucre la boieri, da. Corect. Și apoi era făcută casă, e boieri, e Maxim așa, Pâcă. Mai era o casă la Nicolae Ștefan pe dealul și pe dealul Chimii, se spune acolo sus. Așa, copaci, așa, încheutori. Am mai văzut la casa, la căsăția, la București, acolo. Da, da, da. Mătrânești, la munte. Așa, încheutori. O văzut și era din copaci pe locul și ala. Am înțeles. Tăiat din păduri și mai era, o mai fost la Ștefanache. Pe valea asta, o casă tot era, se făcut din sejar, lemn de sejar, de pe locul și ala, de rău. Am înțeles. O tăia cu paie și o casă. Da, da, deci din lemn, da, 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 erau tate clădite, da, din lemn. Da, așa erau tate, unul și altul. Băgate unul în altul, da, 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 am înțeles. Acum, Nea Dumitru, aș vrea un picuț să intrăm în casă, că tare curios să vedem și cum îs căsele. Și cum îs căsele pe aici, pe la dumneavoastră? Unde credeți? Văd că aveți așa căsele bătrânești. Haideți să intrăm un pic să le și filmăm. Acolo stau eu, aici e o daie de curat. Deci asta e o daie de curat? Da. Casa dinainte, așa-i? Casa dinainte, cum da, se spune. Da, e făcut de mie, în 61-62. Da, 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 am înțeles. Doamne, ce coverturi frumoasă. Aici e primul dulap care am luat de la fabrică, lucrat de mine, acolo la 2 mobile. Serios? Asta e primul dulap pe care l-ați cumpărat? Da. Mali, veneau piese de lustruite, tăi, apoi numai ne-am bărat mali, aici broască. Da, da, da. Din cuiet. Aici ne pun baticurile la... Femeie. La femei, da, da, da. Frumos, frumos. Văd că nu stare mărișoare camerile. E 360x360. 360x360. Da. 4, dar mai mânca părieții, 25 cm. Am înțeles. Și mă uit aici la plăcuțul, covertura de pe părete. Asta e făcută de... E femeie, e tanti Viorica. Da. Da, da, da. Mama acolo în casă, țesurie. Am înțeles. Da. Ei, frumoase sunt, așa, da. Bătrâneaște, ținute. Acelea se sugiere, ștergarele și alea, așa la... Deci ștergarele. Ștergarele, așa se numește, ștergarele. Și acolo văd așa, o parte din zastră. Da, deci se sugiere aici. Asta am adus niște lână, că uitam lână de azi neagră, ca îi pui și așa aici. Am adus numai pe o soie, am găsit la un șoban. Aici sunt noachini de la Nitunș, Nielu care l-a fătat oaia, e prima lână a lui. Lânița, da, 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 aia mai subțirică, care se torșea mai ușor și era mai fină. Aceea nu se decolorează, sunt lână neagră. Asta e brumarii, asta e brumarii, se pui negru și cu alb. Da, 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 am înțeles. Care a rămas, nu, 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 am mai
Da, 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 tata muncuța dumneai, da. Cum se spune. Aici am scris data când a murit el. Aici și data când a murit dumneai, da. În 2022? 14 septembrie. În 14 septembrie? Da. Înălțarea Sfintei Cruci. Da. Da, da, da. Ei, ce să faci? Asta e viața, vedeți dumneavoastră. A fost și rai și iad. Da. Într-o gospodărie de 60 de ani, e și rai și iad. Da. Iadul să vezi când te-ai sfătit o zi, două, nu vorbești cu ea, nu știu și... Te stai mohnești, să repzi, să treacă furtuna aceea. Dar erau și furtuni. Au fost și furtuni. Au fost, nu așa. Nu se poate că o căsnicie, nu se poate fără furtuni. Ori din motive nedorite, neprevăzute, nu făcute anumea. Adică să mă duc la alta sau să fac alte prostii, să mă duc la cât și mă învăț, să vin acasă, o bat sau nu știu ce. Aia ce să făcute anumea. Da. Contra cuiva. Dar sunt neprevăzute, care cine nervează un animal sau mă știu și cine nervează și vii acasă, nu ești mulțumit în sufletul tău și stai mohnit așa ca o bubă când nu crapă. Trebuie să puște, da. Corect, da, da, da. Vedeți dumneavoastră că casa omului nu e ușă de biserică, cum spunea o bătrână de-a mea. Și sunt și lucruri din astea, cum se spune. Haideți să mergem și în camera. Asta oglindă tot de mine făcută. Oglinda asta de dumneavoastră. Da, tot ce au dat cum era un... Hai, ați cumpărat tot atunci, da, 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 le-ați cumpărat, aha. Haideți să mergem, Nea Dumitru, aici în cămăruța unde dumneavoastră vă pătreșeți bătrânețele. Aici asta, aici poate și-a murit, aici... Aici pe patul ăsta? Da. Aici a fost speciadă, a fost înaltă. Speciadă a fost așa, până aici așa la geam, așa era înaltă. Da, da, da. Așa, ca să nu trag, la păiete am făcut, când am făcut pătuie. Aici tot la mine la fabrică e făcut. Am înțeles. Da, văd că aici în căsuță e și cuptorul. Am avut cuptorul aici, am copâni. O câțiva ani de zi, după ce ieși taragazul, ia ce am ieșit și așa. Da, da, da. Acolo copiii dormeam cu mie când era frig iarna. Aici pe cuptor se dorme? Da, cum, da. Serios? Aici dormeam cu mie și cu un copil în Irlu. O, că vă tăia așa cu pat. Da. Cu țări de pat. Cred că era o căldură de Doamne ferește. Păi era caldă de noapte, așa mă, când e iarna, când e frig, la mine se încălzea și până așa aici. Până aici așa se încălzea și... Aici ai făcut-o de mine sova. Da, da, da. Deci dumneavoastră ați făcut-o. Fumul e făcut așa, special ca să mă încălzesc iarna când e frig. Da, dormiți acolo sus? Mă, sui iarna când e frig, mă sui. Vă mai suiți acolo sus? Acum, dar mă lungesc acolo și acolo, mă scol geaful dimineața, că sunt reșit. Mă vâns, bată, ca un muscat de la rucitori. Așa mă încervântat. Frie, aici e frie, tare. Asta am bilit-o eu, este asvară. Și am uns cu... Eu am frichit-o, tătă, și... Da, 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 și ați făcut forme. De aceea i-am dat la copilă modele, am făcut modele pe cartonă și pe mine i-am dat de aici și i-am spus cum să fac forme. Da, 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 am înțeles. Și aici văd niște tablouri, așa, amintirile. Vă văd și când ați fost Mireș și Mireasa acolo. Acolo e în armată, iar e pictat de mine în armată. Serios? Asta e pictat de dumneavoastră? Da, mai au niște picturi frumoase făcute, tot așa, cu acoreli făcute și aia. Da, da, da. Și aici vă văd Mireș și Mireasa. Da. Da, ați fost un bărbat, frumos, Nea Dumitru. Uite așa. Prima poză care am scos noi azi. Noi și 60 de lei la nuntă, și 60 de lei am făcut poza asta. Vai, Doamne. Ați fost tineri frumoși. Da. Da, dornici, ca să începeți, cum se spune, viața. Uite, din coace alta am, ca eu, am făcut așa, am găsit să vă jucăie și am pus în poză. Și aici ați fost în armată, așa, în poza asta. Da. Da, da, da. Frumoasă femeia ți-a avut, Nea Dumitru. Frumoasă, da, frumoasă, tot frumoasă. Și tot frumoasă s-a dus. Frumoasă, îmi pare rău că s-a dus, că nu pot uita, Doamne, nu știu nici ce. Dar nici nu-i cum, mai ales că iată a trăit, Nea Dumitru,
peste 60 de ani la oaltă cu dumneavoastră, iar și culmea culmilor, ca să o puteți uita sau să nu vă mai gândiți la dumneavoastră amul după ce s-o dus. Dar să știți că rare ori întâlnesc așa pe coclauri și pe unde mă duc oameni care au trăit atât de bine și au fost așa de îndrăgostiți unul de altul. Uite, aici vă văd în costume populare. Da. Văd că și... În fața căsă, aici în fața căsă, da, da, da. Da, ați avut o femeie de milioane, de milioane. Da. Ce să facem? Deci, rămân amintirii. Da. Pleacă tăci ca un vis. Un vis că să trei minge, să-i o zi două minge, dacă trei. Dacă eu aici dorm. Dacă mă visez ceva și mă uit la geam, ui visul. Serios? Ui visul, orice vis așa. Dacă nu mă uit la geam, mă dorm cu fața la perete, mă uit așa cu fața la perete. Deci două ce mă uit în perete așa, nu mă uit la lumina zilei, să mingită visul. Deci, am visat de multe ori, cum umblam cu ea, cum mă duceam prin sală, au fost și multe istorie. O mână de femeie se ne erau trăsat colectiv. Și patru care de până ne încarcau odată. Încărca carul ăsta, termina pe ăsta, hai la cealalt. Hai la ăsta, hai la cealalt. Hai la coseam. Îmi luam liber, eu zi, două, și mă duceam la coset. Vedeam la fânață, îmi puneam ochii, ca să... Am îndeia și eu o căruță de fână, dacă duceam patru căruți, o căruță nu știa și ei. Da, da, da. De fână. Deci, cum se spunea, stras la căruță, unul cu altul în aceeași direcție. Am tras. Vineam de la lucru, mă duceam, tu, Ionic, cum îți găsesc azi, unde preșurcează? Apoi sunt groapa lupului, sau în șorsac, sau pe dealul vodă, sau pe dealul bunieștilor. Pe dealul vodă mai puțin am avut aici, pe dealul bunieștilor. În Lăcuț, în groapa lupului, în șorsac, în gura șorsacului. Astea erau punctele de muncă. Da, da, da. Apoi găseam la prășită, mutat loc. Da. Îmi luam mâncare de acasă, de anează. Eu îmi luam un borcat de bol sau și îmi luam la lucru, mâncam la 10. Apoi nu mai mâncam până la 2, 3 și iam. Am înțeles. Îi spuneam la autobuz, o, pe așa leau că mă dau jos aici. Mă dădeam jos în Lăcuț, acum mă luam direct unde, în câteva loc, știam locul unde. Mă duceam la ea, mă puneam jos, mâncam o leacă și ai de la prășul până la 9 seara. Da, da, da. Am la 86 de ani, iată, că azi mâine îi împliniți. Da. Cu ce gânduri mai trăiți? Ce gânduri mai aveți? Trăiesc, mă, gândurile ne se stabilite. Sunt stabile, nu mai sunt, cum să spun, înainte mă gândeam, băi, să fac asta, mă ieșeam afară, să fac ce aia, băi, și, dar chiar și bine să mai fac, de ce mai trebuie să fac? Fac aici, am făcut întâi bieșul, am venit de la Mării, de la Păiana Mără, am venit discuță, am făcut bieșuri și tălci, nu mai puteam merge, cu un șocan, cu un târnacop, am scos piatră, și am adus și am făcut bieșul. Am pus pământ pe el, am blagat pământ, 50 centime, așa am pus pământul. S-a lăsat, am blagat cât, și intra apă. S-a lăsat alea cu mal, din cauza apei. Am pus un nailon și apa scurgea aproape chimerie. Am văzut că am făcut prostia sârbă. Băi, nu-i bun ceva, eu strâng beșin eu. Aveam niște semne eu acolo, prin beș, că nu-i bun. Așa am acoperit. Aia am acoperit beciul. Aia îmi devine o magazin de lemne. Tot făceam hăciți să lemne pe școlă. Băi, dar zice, să-mi fac o acoperire și să lemne. Înseamnă, mă duc eu pe un măt să-i pot. Deci, cum se spune înainte, ați avut gândurile de a face cât mai mult. De a face în continuă, cât ceva și construiesc. Și acum, Ania Dumitru, care-s gândurile? Mă gândesc numai... Am avut un singur lucru, așa ajunge ziua de mâine. Și dacă aș putea, ies afară, nu pot să nu apuc de ceva. Văd un lemn că stă rău. Vă zic, băi, un gospodar, în viața lui, trebuie să organizează singur. Cum să organizează o furnică? Dacă te uiți la o furnică, la un cuc, la o rândunică, cum strângi și își faci pentru mine? Îi spune la vezi, băi, băiatule,
Oamenii aici ducea la pădură cu care, cu căruțele, cu deamne, cu boi, nu știu. Aici ducea de azi pe mâine și acolo. Se noapte în pădure, mâine venea să încarcau și apoi spunea la drum înapoi. Și apoi veneau, da. Pentru o noapte întreagă care stătea acolo, el aici în pădure, credea să pui sub un, un copac tupos, să pui boi la tăpos. Și dacă mai era cumva, să pui o leacă de șetină, ceva de... Să nu știi vremea iarna. Da, da, da. Deci pentru noapte el se căuta să gospodăreze, să-și facă o leacă de acoperiș, nu ploaie pe ești animale. Și tu o viață întreagă, ai 50 ani, s-o supăra și ce am dat la copilul ăsta, dar... Băi, da. Așa e. Tu nu îngrijești de... Așa e, Nea Dumitru. Eu am nu pot să ies afară, să nu văd. Cum spune, am vrut să spun. Cum spun gospodarii se cunoaște pe afară cum e gospodăria și gospodina se cunoaște în casă. Corect, corect. Și l-am învățat pe un ginic, voi băieți, zic, rămas el cam ginic fără părință, adică a zis, păi să tasul de masă. El a rămas aici, la un bunic, un bunic de-a lui. Zic că dacă vezi două, trei de-a mie, stau așa, nu îi lasa. Calca printre ele și nu ia-le frumos și pune-le la matilion cu copac și găsești un șoare. Pune-te să iei așa în șoare grămadă. Ar să aibă alt aspect, dar când stau lungit de jos și treci printre ea, poți închei și ruci o mână sau un șoare și norocești. Corect. Ești, dacă vezi și gospodarii, așa am învățat eu de când sunt surat. Da, 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 de tânăr. Nea Dumitru, din păcate... Și-am mă pomenit așa, mă, și tata-i bine mai învățat. L-ați învățat bine, da. Din păcate, Nea Dumitru, întâlnirea trebuie să iei sfârșit pentru noi. Da, așa și e pentru oamenii care ne-au urmărit. În 50 de minute, aproape un șas, nu am putut cuprinde toată viața noastră. Ar mai și multe de povestit. Final le promitem oamenilor care iată ne-au urmărit și la televizor și pe internet că ne mai primiți pe la dumneavoastră când mai trecem prin zonă. Când aveți plăcere și puteți cât să înviază puteți veni. Și dacă o muri eu copilul ăsta așa să vă primească, că e suflet bun și ea și e primitoare. A fost crescută de mie și m-a ascultat și i-am spus. Da, i-am da, spus da. Copilul învață că cartea deschide ochii prin să mergi. Corect, corect, așa e. Nu ai carte, nu ai pace, n-ai nici bani uzat de nimic. Da, da, da. Dacă vezi că ai învață, au le de carte, zici tu, fac-o de acum bani mai ușor, nu-i tot slugă. Corect, corect. Nu-i tot slugă. Da. Eu tare mă bucur că v-am cunoscut, Nea Dumitru. Și și nădăjduiesc, Nea Dumitru, că o să ne mai întâlnim. Multă sănătate și vă mulțumesc tare mult încă o dată că m-ați primit cu atâta drag. Și uite că încetul cu încetul o mai trecut din emoții. Din greutăți. Ne-am mai uitat de aleacă. Exact, exact. Ne-am și uitat, eu și revenit. Da. Multă sănătate și putere multă că de asta aveți nevoie, Nea Dumitru. Și să ne revedem cu bine.